Huh. Yeah, I mean, multă prostie există pe pământul ăsta. Multă vorbe, multe vorbe miroase există pe pământul ăsta. Multe vorbe răsucite și rostogolite, făcute gem, care trebuie să le depeni iașenia, să le înțelegi sensul cuvântului. Auziți, tema clipului, să vedem dacă vă dați seama. Băi, oameni, când l-a făcut Dumnezeu pe Adam și pe Eva, Dumnezeu fiind ăla de sus, cine e? O mai rămas ceva Lut, că zice că din Lut. Fiți atenți aici. Ce-au făcut? O zis ăștia, trebuie să mânce. Ia să le fac un animal. Eu nu știu de ce duce acolo că animalul mielui copilul Domnului. Camila au făcut-o ei. Ascultați ce vă spun. Camila. Înțelegeți? Care atunci, bineînțeles, după ce a făcut cerul, pământul, ziua, noaptea, apile, care atunci a zis că Adam, băi, când Camil ajunge să bea apă din Dunăre, va începe război. Înțelegeți? După mine, vorba asta ar vine așa, că Dunărea trece pe mai multe țări. Și până Austria, și până Ungaria. În țările pe unde trece Dunărea, fiți atenți ce vă spun, în țările ele, femeile și-au pus silicone. În țânță, în bot, în găoză. Înțelegeți? Cine le pune siliconile? Cine sunt maestri profesori decât Camila, arabii. Asta e ultima fiță cu siliconile. Că mai este una, dar e numai preconizată, și vă spun eu și pe aia. Fiți atenți. Ei, animalele mitologice care prezice și prezintă, fiți atenți, lăcusta, animal din America, lăcustile, acolo trăiesc ele mai mult, în America, care dacă te uiți pe aripile lor, sigur, la microscop, la din ele, ce vezi? Fraier Nelson. Noi cultivat Nelson, Bermias Bota care ziceți că sunt cult. Ce vezi? Hieroglife. Deci are pe aripi semne, hieroglife de ale vechi, care înseamnă pusă cap la cap unui Dumnezeu. Asta n-a știut-o. Animal mitologic,
hiena, șacalul, e unde tot din zona Americii. Ce se întâmplă, băi oameni? Termita ce face? Lăcustile, ce fac? Distruge. Hiena, șacalul, ce face? Atacă pe timp de noapte, distruge. Șerpile, ce face? Pe timp de noapte, distruge. Zuă, noapte, ăla și zuă. A? Americanii. Deci vrea să domine tot globul pământesc. Băi, cum v-am spus, dacă șmecher și mă ține, eu cu frații mei, cu familia mea, cât suntem, de-a colonia Cuscri una alta, ne adunăm și, dacă suntem obligați, tăvărâm pe ei. Dar americanii ce-au făcut? Europa o acaparat-o. Sigur că da. Intrați în NATO. Bază militare. Bang, 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 bang. Dacă se întâmplă ceva, cu cine? Să supără Rusia. Bang! Păi dacă suntem cu ei, nu? Suntem cu ei. Dacă îi atacă pe americani, trebuie să îi apărăm. Că-i Bulgaria, că-i Grecia, că-i Anglia, că-i Italia, că-i România, că-i Ungaria, trebuie să sărim. Păi, bandiți! Dacă e China, trebuie să sărim. Orice țară să dă la americani, trebuie să sărim. La orice țară să dă americani și nu ghizuie cu ei, trebuie să sărim. A? Nu-s fraieri. Sigur că da. Numai noi românii. Ia citiți și vedeți. În primul război mondial, în al doilea război mondial, în războiul cu otomanii a fost curve, când pe parte, când pe alta. Am mers pe toate fronturile. Am scăpat cumva. Băi, oameni, Rusia singură. N-o întins mâna către nicio țară să îi ademenească. De ce? Că se bazează. Lumea zice că China și Japonia nu se bagă. Băi, auziți să vă spun eu ceva. Devine unul și te bate, de te spitalizează. Mânuri, picioare, ochi, maxilar. Te spitalizează. Fiți atenți aici. Normal că nu merg la poliție, dar nici nu știi. E merg la poliție, zice că ești prăduitor, dacă te bate nevinovat. E merg la poliție, zice că ești prăduitor, de-ți dă niște bani acolo ca să-ți plătești medicamentele și de alea vei fi sclavul lui, te bate și a doua oară. Ce zice? Îl mai bat pe ăsta. Îl bat și îl plătesc. Îl plătesc în bani. Că nu mai are la gardă. Ce ziceți? Că după o împăcare din asta ieși să împrătinești. Tu crezi că s-o împrătinit cu tine. De-aia să împrătinești până să gata procesele și alea. Înțelegi? Voi ce ziceți? Mai încep și câte o afacere. Îl uiți toată viața. Nu îl uiți, măi. Nu îl uiți, măi, că te-o nenorocit. Pe Hiroshima și Nagasaki cum să-i uite pe americani, măi, oameni, măi,
Măi, voi nu sunteți normal, mă. Și alte lucruri care nu le știu eu din economie și alte chestii, înțelegeți? Păi chinezii-s bandiți, măi. Voi n-ați văzut că chinezii sunt cei mai tari falsificatori. Și auziți unde le vinde. Să nu credeți că pe Europa cum s-a deschis aici pe la români, pe la unguri, piață și îți dă tricou de ăla de plumb. La americani, măi, le vinde, măi. Acolo își face economia cea mai tare, măi, la americani. N-au fiți atenți. Să nu credeți că chinezii au uitat. Îi ține sub atențiune și când e nevoie, deci de la șpiț ce le dă, măi, că nici Helmut Ducadam nu-l poate apăra. Ascultați ce vă spun. Aici trebuie capacitate, gândire. Băi, oameni, prima dată când s-a făcut lumea, noi vorbim de la primul an în coci, de la Adam și Eva. Vorbim. Nu vorbim de când au fost dinozauri și ăia. Ca, și atunci au fost oameni, dar noi nu știm. Ei zice că a venit meteoara de acolo de sus, mărioara meteoara, buf pe pământ și-a murit și-a înverzit și iarăși ăsta și-a venit Dumnezeu și în fine. Merem pe teoria asta, ia ba unii scrie când dă ăștia de la România TV sau de la nu știu ce emisiuni din astea câte un articol. Scrie oamenii, tăceți din gură, nu vorbiți prostii. Ba nu, lasă să scrie și învățăm, citim și învățăm. Ce ne convine, băgăm la cap, ce nu, hâți. Băi, oameni, când era populația mai puțină, fiți atenți. Se trece cu creionul în registru. S-a născut Boitoi Francisc. S-a născut Hermannstand Vifor. S-a născut George Polocioi. Înțelegi? De timpul să trece în ăla, să trece în ăla, să trece în ăla. Îndosare, îndosare, îndosare. Când lumea s-a mulțit, băi, alu, o trimis Dumnezeu de sus, Dumnezeu fiind extraterestri. O trimis mintea luminată printr-un duh născut, cum s-a născut Iisus, înțelegi? Și o suflat, vezi că tu descoperi computerul. Sigur. Și zâng, s-a născut ăla, s-a născut ăla, s-a născut ăla. Păi n-ați văzut rata. Să naște la secundă 11.000 și moare la secundă 1.000. Băi, vedeți că nu-i chiar așa. A, am evoluat. Am evoluat. Cum? Și atunci ce-o zis Iisus? Băi, ăștia se mulțesc ca furnicile. Dar nu muncesc ca furnicile. Furnica e animal mitologic care reprezintă înmulțirea și hărnicia, munca. Înțelegeți? Ce-o zis? Păi ăștia de mulți să mulțesc, dar de munci nu muncesc. Păi nu vedeți câmpuri întregi, măi. Merg cu mașina sute de kilometri și nu vezi o casă.
Merg cu mașina sute de kilometri și nu vezi câmpuri cultivate. Care ălea, dacă am mai făcut clip, mai bine înghesuiți, ia și în ea, într-un bloc cu 10 etaje, 80-90 de familii, de apartamente, ori, minim îi punem, 3 la un apartament, am zis minim, 3, ori 3, 270 de persoane într-un, în 150 de metri pătrați. Ce crezi? În loc 250 de persoane, 80 de familii, în 10.000 de metri pătrați, 100.000 de metri pătrați. Sigur, cu căsi, cu grădini, să-ți cultivi, să-ți rânduiești, să privești, să strângi recoltile. Nu, domnule, nu. Deci, foamea, asta înseamnă foamece. Mulți locuitori, multă populație, nu muncă, înseamnă foamece. Înseamnă scumpire de alimente, de combustibile și de tot ce folosește omul. Înseamnă foamece. Doamne feri, să ajungi să te bați pentru mâncare. Asta știu unde se întâmplă. În timpul războiului. În timpul războiului. Când o bucată de ptită dădea boiarul câte un galben de aur. Că nu mai avea boiarul. Avea numai sacul cu bani. Înțelegeți? Ai oameni. Și așa au ieșit computerile. Computerile care cum se monitorizează? Prin satelit de sus. Sigur, și satelitul de sus, cine îl monitorizează? Că scrie în Biblie așa. O poveste lungă care nu intru. Dumnezeu a făcut un cocoș care picioarele ieșeau de peste nori. Picioarele, deci așa lungi picioare avea până sus la nori. Și auziți, capul i-a ajunge până la șeptea coronă aurifică. Cred că satelit era ăla ceva din ăla, dincolo de satelitul care e ăsta. Bă, eu nu știu că eu n-am făcut cu Dexul, eu am făcut așa, din gură. Dar ideea o înțelegeți. Ăla era cocoșul și ăla striga cucurigu! De dimineață, înainte de răsăritul soarelui, ia vedeți povestea. Mă face să vă zic și aia, că e greu povestea. Și voi șașa nu înțelegeți, băi, oameni, băi. Băi, auziți. Deci, ăstea nu vine din capul omului, războiul. Tătăia de acolo de sus trimite oameni de-a lor și în bărlile așa, hâț. Înțelegeți? Ascultați ce vă spun eu, trădei trimite. De ce? Pentru că sunt frumos. Mă, v-am dat apă, v-am dat grâne. Măcinați grâna, amestecați-o cu apă, v-am învățat să aprindeți focul. Faceți aluatul și mâncați ptita, ptita care o mânca Iisus. Farină cu apă și cu sare. O prăjea pe proaptă și o mânca. Băi, v-am dat animale, creșteți-le, folosiți-vă de ele.
V-am învățat să mergeți pe bicicletă. V-am învățat să nu mai mergeți. Voi auziți, poșta. Am o mie iai. Mi-ai adă, măi, telefonul, măi. Ăla n-aude. Fac un clip, ce sun eu bâzule mai încolo. Bine bâz, servus, ceau. Măi, omii. O zis ăla. Vedeți-vă de ce v-am dat. Nu fiți curioși. Țineți minte, am avut două zile. Când am fost la frate meu, el e mai prost. I-am povestit de la Corduneni cum a fost la Iași. I-a zis, frate meu, dar ea cu ce se ocupă? Curiozitatea strâcă. N-ai voie să fii curios dacă îl vezi pe ăla că azi pe bicicletă și mâine într-un C-clase sau S-clase. Ce-a făcut? Treaba lui ce-a făcut. E răspunzător. Așa e și cu noi. Pentru că noi știm că există cineva acolo sus care ne conduce și care are grijă de noi, dacă trebuie. Așa a zis și ăia. În cartea aia care o scris-o ei și o lăsat-o pe pământ. M-a le-o distrus ăștia, le-o ascuns. Nu fiți curioși. În momentul când vă veți interesa de noi, o să vă zgândărim. Păi, omule, băi, eu v-am mai povestit. Unchiul Câia, eu eram mic. În vremurile alea, am 45 de ani, cam așa, 40-45 de ani. Unchiul Câia, pe vremurile alea, avea matriță de făcut bani. Intrai la el în casă, auziți unde era matrița pusă. Loc făcut sub pragul de la ușă. Atunci pragurile așa erau de lache. Când intrai în casă, călcai pe prag obligat. Nu o să înțeai. Cum călcai pe prag? Cum o hârtie de 25 de lei? Depinde cum le pune el. Cum călcai pe prag? O hârtie de 100 de lei. O hârtie de nu știu cât mai erau banii. Înțelegeți? Și cineva a aflat-o, a fost curios, și apoi unchiul Câia l-a bătut pe ăla. I-o muță, i-o tăia limba jos, măi, i-o vini gata, degetile, nu știu să scrie, nu știu să vorbească și i-o băgat de la urechi, măi, ulei opărit, de nou auzit. Păi, așa e și cu noi. O zis, când vă veți interesa, aveți de grijă. Și nu se interesează. Nu zice că mere pe lună, vrea să mai, că am fost pe lună. Nu vrea să meargă pe Marte, nu vrea să meargă ca să vadă ei. Noi care nu suntem capabili să găsim de o lună de zile avionul de la Malezia care a dispărut. Și ei zice că au fost pe lună, mâncau așa. Dar ăștia, alieni, vede tătătăt, știe tătătăt, de-aia sunt computerile. Ei urmărește tot, prin sateliți, prin ele, că dar și sateliți, ei le-au dat în cap cum să facă. Ei au trimis oameni de știință, născuți, crescuți și tot, pregătiți. Înțelegeți? Computerile de ei sunt verificate. Păi, oameni, băi, noi când ne naștem, fiți atenți să vă mai spun ceva. Pop Nelson Simone, 1963, 16-a 7-a, și auziți, dimineața la amiază, seara sau noaptea. Și ni,
ai sertarul tău, tu acolo ești. Ai sertarul tău, tu acolo ești. După datile de naștere, mă, la noi zicem că trăim 80 de ani, poate la ei sus ăștia 80 de ani, 100 de ani, 70 de ani, îs 3 săptămâni, 4 săptămâni, 2 săptămâni, o zi, un ceas. Nu credeți că e mai mult la ei? Ascultați și vă spun. Ce credeți voi? Da? Și atunci, dacă-i vede că românii, nația noastră, vrea ca să vadă ei ce este acolo sus, așa, mă, voi n-aveți de lucru, stați că vă îmbrânigăm noi. Că normal ei dacă vrea nii. Schimbă direcția la meteoritul ăla cât... cât Iugoslavia. Cât tata Iugoslavia și zvârle în pătera. Și ne-o mutilat. Sau dă căldură 3 zile maximă, sau dă ploi. N-ați văzut că în 2 ore au făcut ploi cât în 40 de zile. Are mai de cojocul nostru, măi. Deci, voi oameni, fiecare suntem după că de-aia ați datile de naștere. Sortiți acolo, bang, 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 bang. Și scrie acolo. Ăsta, dar pe computer, lor le apare pe computer. S-a născut la 1 iunie 2014, așa, ce e ăsta? Felcer, ăla la cei, gropar, ăla la cei, instructor auto. Sigur, mă, nu că ți-ai ales tu meseria. Tu n-ai văzut că ești coptimit, ce vrei să te faci? Procuror, tată. Tu, director adjunct. Auzi, la salubritate. Ce lucruri la salubritate? Pe de ce nu te faci ai vrut? Ce ți-ai scris, aia te faci. Omul cu ranga, omul cu ranga. Nu mere aici. Pe cum? Adică Salam știe să cânte, Adrian știe să cânte, Sandu Ciorbă știe să cânte, Stelica de la Turda știe să cânte și eu nu știu să cânt. A? Nu merge. Sau eu știu să fur și aia nu știe să fure. Nu, măi, că tot e muncă lăsată de aici de pe pământ. Înțelegeți? Fiecare e băgat în sertăruțul lui. Poc, 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 poc. Băi, oameni, nu tot vorbiți de război. Că ferească Dumnezeu numai... Bă, eu v-am spus în clip, unchiu Corici, care a trăit în timpul războiului, mama tine, socăcița lui, iar și neastă team și ne poveste. Băi, ne poveste, măi, foamea, păduri. Păi nu, voi nu vă dați seama când... Ni, o rachetă în blocul ăla, o rachetă în blocul ăla, la altă. N-am mai zis, tu mai ai gaz și lumină. Nu mai ai gaz și lumină. O rachetă în fabrica aia. Mai face fabrica aia chită? Nu mai face chită. Noi avem provizii pentru câțiva ani. De ulei, de făină, de grâne, de... Înțelegeți? Ales pentru câțiva ani. Și în timpul războiului cine? Colonelul cu tare, o pungă de carne. Inspectorul major de la aia, două pungi de carne. Săracul? Unde? Prima linie. Prima linie. Că nu merge, bă, nu vorbiți că merge, că dă rachete și are racheta care urmărește și din ăla. Nu, măi! Și ce este fabrică de armament? Spuneți-mi voi. Pe atunci să facă numai rachete. Să nu mai facă puș mitraliere, să nu mai facă pistole, să nu mai facă catiușă, bazuși din ele. Pe de ce? Cu ele să duce lupta, măi, oameni, măi. Să nu credeți că gata, aruncă nitroglicerina sau bomba cu ele, cu miros și tijos. Nu, domnule,
Înțelegeți? Lupta se va duce așa. Și va fi fai și amar, măi. Prins-te o rafală de gronță să întine pe spital. Iai! Iai! Ăla a intrat o schijoloc. Au, mamă, oi-o! La mine un picior tăiat jos. E l-o smuls obuzul. Aaaa! Numai de astea auzi, băi. Aaaa! Ce credeți, bă? Doctorii care acum nu-ți băgați în seamă, doctorii. Ăștia mă tăsună, bea mi-ar roata să-mi o bea. Nu-ți băgați în seamă, doctorii, nu vedeți? Că-ți luați la mișto, îți măr până alte țări. Atunci o să fie căutați, doctorii. Ce credeți voi? O să fie lipsă de mâncare. O să fie tâlhării. Că oamenii, ce vreți să facă? Prima dată, băi, ferească Dumnezeu să mor de foame. Încă nu a murit nimeni. Dar când s-a ajuns la treburile astea, îți dă în cap, măi, pentru o cojă de pițiță, te omoră. Păi, n-ați văzut în Moromeță, mă? Filmul Moromeță. Pentru mâncare mereu și munceau, măi, de dimineața până seara, pe câmp, în soare, măi, să trăiască. Că nu erau alte șmiculații. Deci asta e treaba cu războiul. Și eu vă spun, la o adică, băi, oameni, băi, eu nu știu care e faza cu Ucraina, dar Rusia e mama lor, mama noastră a comuniștilor, măi, Rusia, Ucraina, Republica Moldova, România, Bulgaria, Letonia, Georgia, țările alea de pe acolo. Fiecare, înțelegi, s-o bang, bang, bang. Păi dacă de acolo Mulje, Lenin, Gorbaciov și alți care au fost, păi cum îmi iei tu mie vaca de mulți, mă? A? Cum? Voi credeți că suntem ăia din Emirate, unde mărți americani și le ia petrolul și le ține în război și le dă arme. Bă, nu merge așa, măi. No. Americanilor, stați pe culul vostru. Românilor, aveți de grijă. Aveți de grijă. Că bine nu-i. Dar astea nu se pot ocoli. Că asta e pus să se întâmple. Acum se așteaptă numai o scânteie. Bang! O scânteie. Deci, Lobo! Da? Ce populație-i pătat pământul? Pătat pământul? Da. Miliarde. Știe copilul meu. Miliarde! Bravo, tata meu! Miliarde! Bravo! Aia oamenii nici nu știu ce populație, nu știu. N-are rost să zic vreo prostie. Am știut, dar am uitat. Dar auziți, exemplu. Dacă dintr-o sută de milioane moare 70 de milioane, rămâne 30 de milioane. Asta se urmărește. Asta se urmărește. Înțelegeți? Asta se urmărește. Să populația... Uitați, mâncava, nu-mi dă pace ăștia, măi, nu-mi dă pace populația să se împuținează. Și atunci, oamenii s-au obligat, va fi locuri de muncă pentru toată lumea, nu o să mai... Deci nu... Construcții, căs, că se repară tot. Voi nu vedeți câte metri pătrat de pământ. Și am 10 ani, era un euro și acum e 150 de euro. Băi, deci tă, 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 tă.
mâncare va fi pentru toată lumea, cum a fost înainte. Mergi în centru și trebuie să vii din centru acasă sau să mergi în centru, stai ore în șir la semafor. Atunci, zvâr, repede merei. Repede merei și vineai. Nu era multă lume, circulație, aglomerație. Înțelegeți? Era trai bun. Băi, oameni, o să vă mai fac eu cam multe în cap, dar uite-te că nu-mi dă pași telefonile astea și-o pe când nu vreau că să zic la telefon pe fiecare, băi, să vedeți, băi, cine mă sună. Tine, tata, cine sună? Lăcustile aveți de grijă. Au, nu mă ia.